Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova informează că în legătură cu reducerea substanțială a volumului de mărfuri s-a decis sistarea traficului. Măsura este aplicată de pe data de 23 aprilie până la 27 aprilie. Toate solicitările agenților economici de încărcare-descărcare a vagoanelor vor fi asigurate în continuare. Acțiunea are un caracter temporar și în cel mai scurt timp compania își va relua activitatea în regim obișnuit. Anterior, pentru o perioadă nedeterminată, au mai fost contramandate și alte curse de pasageri cu destinația Ucraina, România sau care tranzitează țările vecine, dar și Chișinău-Moscova de la 14 martie, Chișinău-București-Chișinău de pe 17 martie, Chișinău-Sankt Petersburg și Chișinău-Odessa începând cu 20 martie.